Vă salut, prieteni! Astăzi dimineață, știrea bomba zilei, știrea cea mai importantă a dimineții și a zilei de astăzi este faptul că Vasile Costiuc și Veceslav Nedelea au fost reținuți în cadrul dosarului terenurilor din Durlești. Știm despre acest lucru, am privit cu dumneavoastră mai multe reportaje televizate, mai multe așa zise investigații și știm foarte exact ce s-a întâmplat în Durlești. Știm că au fost repartizate ilegal terenuri, știm că acestea au fost vândute ulterior pe bani mari. Cu alte cuvinte, primăria care trebuia să le dea, să le împartă gratuit tinerilor familiei, aceste terenuri, de fapt, le împărțea celor care trebuiau să le primească pentru ca ulterior să fie vândute și să se obțină bani din această activitate ilegală. Dar eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră astăzi despre altceva. Și anume despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova dacă ne uităm puțin din mai sus, dacă nu examinăm acest caz particular, dacă nu stăm să ne înglodăm, să ne împiedicăm în detaliile astea minore. Deci, Vasile Costiuc, liderul unui partid politic din Republica Moldova, Democrația Acasă, destul de vocal, care a tot filmat de-a lungul timpului foarte multe încălcări, fără de legi, hoții și alte farmazonii care se fac prin Republica Moldova, care a susținut o plenar pe Maia Sandu în timpul campaniei electorale și pe PAS, îndemnând oamenii să voteze masiv pentru Maia Sandu și împotriva lui Dodon și Plahotniuc, se trezește brusc că este reținut. Nu vreau să vă spun că Vasile Costiuc ar fi sfânt, că Vasile Costiuc ar fi cheie de biserică sau icoană. Doamne ferește! Cu siguranță el are foarte multe păcate, așa cum are fiecare dintre noi. Dar este cel puțin bizar că Plahotniuc, Dodon, Șor, Usatăi, inclusiv Filat, apropo, este în libertate, nu este condamnat penal pentru nimic, nu este reținut pentru 72 de ore, nu este pus sub învinuire, deși dosare sunt foarte multe. Avem aici, nu departe, o clădire mare vis-a-vis de magazinul unic care se numește Iptech, care a fost furat de la moldoveni în timpul cât Filat a fost ministru la prihvatizare. Nu privatizare, dar prihvatizare, ați auzit bine. Este cel puțin bizar că imediat după ce Vasile Costiuc, liderul unui partid politic din Republica Moldova, a avut câteva exprimări de critică la adresa guvernării, pentru că au crescut prețurile la gaz, pentru că îndată vor crește prețurile la energie electrică, energie electrică fiind strâns legată de gaz, ori termoelectrica și centrala de la Cuciurgan produce energie electrică pe bază de gaz. Cu alte cuvinte, ei ard gaz și produc energie electrică după care o vând. Deci este evident că dacă va crește prețul la gaz, va crește și prețul la energie electrică. Totul se scumpește, moldovenii trăiesc din ce în ce mai prost. La contractul de negociere a gazelor este clar că s-au făcut prostii monumentale pentru care noi va trebui să plătim încă foarte mult timp. Ori contractul este semnat pentru 5 ani de zile și acest lucru ne obligă la anumite angajamente în fața Federației Ruse. Și iată, în tot acest tumult în care Vasile Costiuc a spus de fapt lucruri adevărate, a spus și a manifestat îngrijorările și a manifestat nedumerirea cu privire la anumite fenomene care se întâmplă în Republica Moldova, anumite promisiuni care s-au făcut de vremuri bune, de justiție, așa mai departe. Mă întreb de ce Dodon nu este reținut pentru 72 de ore, mă întreb de ce Usatăi nu este reținut pentru 72 de ore, deși sunt foarte multe înregistrări audio, interceptări în care Usatăi vorbea cu Plahotniuc, în care Usatăi, fiind consilierul lui Filat, a făcut fără de legi prin Republica Moldova. Oamenii lui Filat, oamenii lui Plahotniuc care mai sunt aici în Republica Moldova nu sunt reținuți, sunt liberi, sunt în libertate. Și încă un lucru important la care vreau să vă atrag atenția pentru ca să nu vă rețin prea mult timpul, înseamnă bani și știu că avem puțin timp, avem timp limitat. Ați observat că de o vreme de timp, de o habă de timp, cum spunem noi, mai întâi apare ceva la TV8, o pseudo-mega investigație, după care brusc vine procuratura. Știți de ce? Pentru că Morari are o relație tainică cu Mariana Rață și se lucrează în felul următor. Mai întâi se dă în presă, se pregătește opinia publică, ne pregătesc pe noi. E ca vedeți? E ca uitați-vă ce-a făcut. Și după aia, după asta, foarte repejor, vine CNA-ul, vine procuratura,
și te reține și îți face dosare. Mă întreb, oare cine va fi următorul? Vreți să veniți după noi? Nicio problemă, doar că va trebui să vă gândiți bine de două ori să ne desenați vreun dosar, pentru că noi nu avem absolut nicio legătură cu nici un fel de afaceri ilegale, cu niciun fel de mahinații și combinații și niciun fel de lucruri pe care ați putea să le interpretați. Este cel puțin bizar, nu știu dacă a fost nevoie la 6:30 să-l rețină. Vasile Costiuc nu este omul care să fugă undeva, să se ascundă. Este arhicunoscut, este public, a fost în fața CNA-ului, a mai spus că a fost invitat să dea anumite explicații, așa mai departe. Pe mine altceva mă interesează, oameni buni, și eu cred că nu sunt unicul din Republica Moldova care înțelege foarte clar acest lucru. TV8, această zoiniță de televiziune care este finanțată pe bani furați, de la Lucinski, care i-a dat televiziunea lui Morar și din TV7 au făcut TV8, Gonța, care s-a pricopsit cu averi și cu bani în urma căsătorie ei cu Filat, Rață, care primește informații de la Serviciul de Informație și Securitate și de la Procuratură prin relațiile ei tainice, da, și toate aceste pseudo-investigații care le fac ei pentru a pregăti opinia publică și pentru a pregăti terenul, că atunci când se va întâmpla să nu mai fie o noutate, pentru că noi cumva să spunem că da, noi am știut, noi ne așteptam la chestia asta, era cumva evident, era cumva previzibil. Aceste legături, dragi moldoveni, dumneavoastră trebuie să le observați, pentru că Platon, Lucinski, Filat, toți au finanțat TV8. Pentru că la TV8 invitați de onoare sunt cei de la PAS, este Maia Sandu, este Natalia Gavriliță, este domnul Grosu, sunt exponenții actualei puteri, tot ei le-au format și imaginea publică. Tot ei sunt cei care ne-au convins că noi toți ceilalți suntem răi, că Costiuc este rău, că Bilețchi e rău, că Năstase e rău, toți, absolut toți ceilalți nu merită guvernarea, doar PAS-ul merită guvernarea, pentru că ei ne promit vremuri bune, pentru că ei vor face, ei vor pune hoții la pușcării. Și iată acum, în loc să vedem bandiții, hoții, tâlharii, cei care au prădat miliardul, începând de la Filat, Șor, Plahotniuc, Dodon și toți ceilalți, îl vedem pe Vasile Costiuc reținut pentru 72 de ore. Nu prea pare a justiției. Și aici mi-amintesc despre de lecțiile de istorie, dragi moldoveni. Vreau să vă spun că istoria are și o aplicație practică. Nu este doar... Haideți să ne amintim ce a fost cu sute de ani în urmă. Dimpotrivă, istoria este învățată și studiată pentru ca noi să tragem anumite învățăminte, să tragem morală, să nu repetăm prostiile și greșelile. Pentru asta există istoria și pentru asta o învățăm și pentru asta trebuie să o cunoaștem. În Imperiul Roman, atunci când un împărat nu reușea să ridice nivelul de trai a oamenilor, el repede convoca jocurile în Coliseu. Spunea pâine și circ celor care veneau la aceste jocuri, aceste distracții pe timp de sărăcie, foamete, lipsă de reforme, li se dădea pâine gratuită și acolo oamenii se omorau, jocuri de gladiatori, se tăiau între dânșii și așa mai departe. Păi, iată, această expresie pâine și circ, atunci când lucrurile nu merg bine, atunci când prețurile la facturi cresc, viața devine din ce în ce mai grea, oamenii din sate rezistă greu, dragi prieteni din diaspora care ați votat masiv pentru PAS și pentru Maia Sandu. Noi doar v-am spus că ei vă mint, v-am spus că ei manipulează, v-am spus că ei nu sunt nimic altceva decât colegii lui Filat. Spânul a fost consilierul lui Filat, Alaiba a fost consilierul lui Filat, Grosu și Maia Sandu au fost deputați și miniștri în guvernele PLD-meului. Sunt la fel colegii lui Filat și jumătate din acest partid, dacă nu chiar mai mult, sunt toți colegii lui Filat și Filat se plimbă liber. Ei ci că vor să-l pună în sub urmărire pe Șor, să-l aducă în Republica Moldova să-l extradeze. Oameni buni! Legislația statului Israel spune foarte clar, Israelul nu-și extradează cetățenii, Ilan Șor nu poate fi extradat, doar dacă vor organiza ei un comando să meargă să-l vâre într-un portbagaj, așa cum au făcut aici cu judecătorul Ceaus și să-l aducă în Republica Moldova. Altfel, acest lucru nu se va întâmpla, dar să-l pui sub învinuire pe Șor, fără să-l învinuiești pe Filat, acest lucru este ireal, asta este o prostie juridică, asta este o tâmpenie. Filat împreună cu Șor au făcut această schemă. Cine credeți că l-a pus pe Șor să fie președintele Băncii de Economii? Cine credeți că a semnat documentul ca aeroportul să ajungă pe mâna lui Șor? Vladimir Filat, este documentul publicat.
Documentele sunt publice, dragi prieteni. Cine credeți că a permis ca Banca de Economii să fie vândută pentru ca de acolo să poată fi scoși mai ușor banii? Vladimir Filat. Cine credeți că a scăpat de judecată? Dacă vă amintiți, când a fost reținut Filat, i-au fost puse sechestre pe mii și mii de proprietăți, milioane. Știți într-un final cu ce s-a terminat acest lucru? Cu un singur lucru, i-au fost luate și confiscate doar 4 mașini, blocuri de locuit, apartamente, case, companii, firme, iptecul, toate au scăpat. Nu i-au fost confiscate. Toate au fost scoase de sub sechestru, prin decizii false, prin avocați pe care Plahotniuc i-a dat. După ce l-a eliminat pe Popa, Plahotniuc i-a dat avocației săi pentru că au bătut palma. Acest lucru este foarte bine cunoscut în Republica Moldova. Filat a bătut palma cu Plahotniuc, că altfel nu mai ieșea de grabă din pușcărie. Și altfel își pierdea toate proprietățile. Inclusiv divorțul lui Filat de prima lui soție, Sanda, a fost ulterior revizuit. Inițial, Sanda Filat spunea că nu are nicio pretenție față de averi. Nu vrea nicio avere de la Filat, nu vrea niciun leu. După care acest dosar a fost revizuit, contrar legii. La fel și celelalte companii pe care au fost puse sechestru. Și iată așa, statul a rămas fără nimic. Iată că astăzi, dragi moldoveni, puteți să bateți din palme. S-a înfăptuit un mare act de justiție. Cel mai de temut hoț, bandit, contrabandist, ucigaș, violator, hoțul de miliarde de Republica Moldova, Vasile Costiuc, a fost reținut. Eu nu sunt mare prieten cu Vasile Costiuc. Nu sunt nici pe departe un mare admirator. Eu nu vreau să vă spun că Vasile Costiuc este sfânt. Doamne ferește! Eu altceva vreau să vă spun. Că dacă eu astăzi nu o să vorbesc despre acest caz, mâine vor veni după mine, poimâine după altul și iată așa treptat ne vor lega la gură pe toți și în această horă a vremurilor bune în care totul se scumpește, noi trăim din ce în ce mai prost, dragă diaspora, noi trăim mai rău. Totul se scumpește, nu ca în Europa, ca în Moldova. Noi plătim mai scump decât în Europa, pentru că avem niște tâmpiți la guvernare care ne-au spus că au negociat foarte bine contractul cu rușii, că acum să scânșească pe la conferință de presă și să spună că, vai, ne-au tras-o rușii și mă tin că n-am semnat ce trebuie. Va trebui să cerem renegocierea contractului. Dar nu se băteau cu pumnul în piept, doamna Nemerenco, altă ciumă care se bate asupra Republicii Moldova. Nu spunea ea că, iată, Miller ține mâna așa, iar spânul ține mâna pe dincolo și se vede că spânul dominează pe Miller și prostii de genul ăsta, ca într-un final să vedem că rușii iarăși ne-au pus în patru labi și ne-au biciuit. Da? Și ceea ce urmează acum să se întâmple în Ucraina și ceea ce se întâmplă în Kazahstan e doar începutul. Noi încă vom avea de plătit foarte scump pentru ceea ce se întâmplă aici în regiune. Și pentru a acoperi toată mizeria, toată murdăria, faptul că hoții sunt în libertate, faptul că banii nu se întorc înapoi, schemele la vamă cum au fost, așa și continuă, schemele la fisc cum au fost, așa și continuă, schemele și ilegalitățile care le-au fost cerute polițiștilor să fie făcute, așa și continuă mai departe. În instanțele de judecată este același dezmăț. Se dau decizii pe bandă rulantă, oamenii scapă nevinovați, oameni care trebuie să facă ani grei de pușcărie și care trebuie să întoarcă milioane de dolari și euro în bugetul de stat al Republicii Moldova. Ați văzut cumva să fie rând la CNA cum să jurau ei, că noi venim la guvernare. Domnilor, ei au toată puterea. Nu mai există nimeni și nimic care să le se poată opune. Cum dracu se întâmplă că lupul colegul lui Plahotniuc de partid este încă șef la Curtea de Conturi. Există încă foarte mulți funcționari, sute, mii, care încă sunt din perioada lui Plahotniuc și Dodon. De ce? Pentru că așa s-au înțeles, pentru că au bătut palma, pentru că anumiți Martin Zig și alți consultanți de lor străini, ca ai noștri, nu iau decizii pe loc. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Ei nu sunt independenți în decizii. Ei nu își aparțin, ei nu pot lua o decizie în nume propriu. Pe ei îi conduc străinii, ei sunt slujile străinilor. Străinii le-au făcut imagine la aceste televiziuni pentru că ambasadele și fundațiile Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, fundații care poartă denumirea unor oameni extraordinari, sunt părinții fondatori ai Uniunii Europene care erau creștini și familiști. Au fost pervertite aceste fundații și acum ele finanțează TV8 și alte zonițe de televiziune care spală creierul moldovenilor. Și aceste zonițe ne-au format o impresie bună despre un partid pe care noi ca proștii să-l votăm, iar acum ei, cei din exterior, aceste ambasade, aceste state, să ia decizii
prin intermediul acestor șestiori. De fapt, sunt niște valeți, sunt niște slugi cei care astăzi se află în fruntea Republicii Moldova. Și pentru ca să nu mai existe loc de alt punct de vedere, trebuie să batem opoziția. Mai întâi, brusc, Năstase este invitat, după care nu mai este invitat la TV8. Culmea situației este că Dorin Galben, mega jurnalistul independent care dădea întrebări foarte incomode, mai ales doamnei Rață, strașnic de incomode, tocmai s-a făcut o emisiune de o oră și ceva, aproape de două, de spălătură de imagini. Și să ne spună Rață că ea n-a știut că Morar dormea cu Platon și se vedeau. Nu! Deci doamna Rață ne crede de proști. Soțul ei spune public că știa de un an de zile despre acest lucru. Am publicat discuția lui cu un cetățean. Doamna Rață ne spune că i-a interzis să mai facă emisiuni cu Platon. De ce? De ce dacă nu bănuiesc nimic? Doamna Rață știe ce se întâmplă în Bahamas, în Miami, în ce face Șor, ce face Plahotniuc. Dar ce se întâmplă sub nasul ei în curtea unde locuiește? Pentru că ei sunt vecini de apartamente cu apartamentul în care locuia Platon. Deci Rață era vecină de apartament cu Platon. Nu știa, n-a văzut. Tot Chișinău vorbea. Noi toți vorbeam despre acest lucru. Dom'le, ei n-a știut. Cum să știe, domnilor, când ei toți sunt o apă și un pământ, când sunt înțeleși? Chiar credeți că vor vorbi de rău? Ia mai priviți încă o dată ce au vorbit ei despre Morar cu Platon. Au spus ceva de rău? Nu! Au spus că este o incompatibilitate, că este o problemă de imagine. Tralala! Credeți că au condamnat-o ferm? Spune, domnilor, ne simțim trădați, ne-ați murdărit, ne-ați prejudiciat, ne disociem, n-avem nimic. Nu! Că este o incompatibilitate, că este o problemă de imagine, că trebuie să o rezolvăm, că este o chestiune personală, că nu are legătură cu televiziunea. Cum să n-aibă, fraților, televiziune cu legătură cu televiziunea? Platon cu Filat au fost colegi de partid. Lucinski cu Filat au fost colegi de partid. Tata lui Lucinski l-a făcut ministrul la privatizare pe Filat. Acolo lucrează Femeisa, Gonța. Tot acolo lucrează Rață cu Morar. Toate trei, așa cum spunea Gonța, sunt un balaur cu trei capete. Și revenind la subiectul de astăzi cu Vasile Costiuc, mai întâi au făcut o investigație, mai întâi au publicat un clip video cu el ca să ne pregătească pe noi, ca plebea să se aștepte, ca plebea să fie în așteptare. Uite, acuș, se va întâmpla ceva. După care vine frumos CNA-ul dimineața la ora 6:30, în regim de urgență. Marele hoț, ucigaș, criminal Vasile Costiuc trebuie reținut. Și astăzi, în continuare, toată presa va vorbi despre faptul că a fost reținut Vasile Costiuc. Această reținere reprezintă o batjocură, o sfidare. În loc să ajungă la pușcărie, hoții, bandiții, tâlharii, criminalii care au jefuit Republica Moldova și care se plimbă în libertate, în primul rând Filat. În primul rând Filat, pentru că el este cel care a concesionat aeroportul Chișinău. Pentru că el este principalul om care a pus umărul la furtul miliardului. Cu semnătura lui, cu permisiunea lui și a guvernului pe care îl conducea, a fost furat miliardul. Repet încă o dată, Plahotniuc nu a furat miliardul. Plahotniuc este beneficiarul final. Miliardul a fost furat de către Șor, Platon și Filat, care ulterior i-au transmis cash în numerarul lui Plahotniuc banii. De asta TV8 vă spune beneficiarul final, nu cine a furat miliardul. Pentru că dacă ar fi onești, v-ar spune că Plahotniuc împreună cu Filat, Șor și Platon au furat miliardul. Dar ei nu pot să spună asta, ei nu pot să-și critici șefii. Ei nu au voie să vorbească despre Filat. Ei nu au voie să vorbească despre Lucinski. Ei nu au voie să vorbească despre Platon. Acum le-au dat puțină dezlegare la gură pentru că este pe față. Acum sunt nevoiți să spună ceva de rău despre Platon pentru a-și salva propria piele. Înțelegeți cum? Ei își aruncă o leacă de cenușă pe față ca noi să pierdem vigilența, ca noi să ne lăsăm manipulați. Dar până atunci nu era chemat Platon în fiecare lună la emisiune? Nu s-a făcut emisiune din penitenciar oare cu Platon și cu Filat? De ce doar cu ei? Știți câți moldoveni au fost închiși de regimul Plahotniuc? Doar la Filat și Platon au mers în pușcărie. Pentru că ei sunt cei care i-au plătit. Pentru că ei sunt cei care le-au comandat aceste emisiuni. Hai, amintiți-vă, dragi moldoveni, eu sunt sigur că sunt oameni care au memoria trează. Când a fost ProTV-ul, ce fel de emisiune a făcut cu Filat în pușcărie? Dură, fermă, cu întrebări incomode, despre Luca Filat care bea șampanie de mii de euro,
despre banii care au fost surprinși în Marea Britanie și confiscați. Și când a fost TV8, în acel decolteu generos al Marianei Rață, am impresia că după ce o stins camera, doamna Rață l-a deservit și altfel pe domnul Filat. Că așa e, când e șeful și când dă banii, trebuie să faci orice. Deci, noi condamnăm ferm și trebuie să condamnăm ca societate acest lucru. Repet încă o dată. Mă, știți foarte bine, nu suntem nici pe departe prieteni cu Vasile Costiuc. Nu suntem nici pe departe mari colegi. Nu vreau să vă spun că este un om sfânt. Că nu este, așa cum nu sunt nici eu și cum nu este nimeni în fața pământului. Fiecare din noi are anumite păcate. Dar această reținere de azi este o bătaie de joc. După ce acest om a mers toată campania electorală prin toate satele și raioanele Republicii Moldova, a filmat hoții, batjocuri și banditism, s-a pus în gura lupului, s-a bătut cu sistemul, a susținut-o la prezidențiale pe Maia Sandu și a îndemnat inclusiv pentru PAS în timpul campaniei electorale, în lupta, susținând PAS-ul, susținând-o pe Maia Sandu în lupta ei cu Dodon, acum vedem că Dodon este liber, dar Costiuc este reținut. Iată care este morala. Și exact același lucru l-a pățit și Năstase. Atunci când Năstase era cu corturile în piață și protesta, Maia Sandu încă era în guvernul lui Filat și votau în continuare tâmpenii care devalizau Republica Moldova. Năstase a fost bun la inimă și a primit-o pe Maia Sandu alături de el. I-a crescut imaginea. În 2016, atunci când a candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova, Năstase s-a retras în primul tur și a susținut-o pe Maia Sandu. A devenit mare lider național, a luat un scor enorm, după care Maia Sandu și-a șters picioarele de Năstase. Nu m-aș mira dacă și Andrei Năstase ar fi reținut într-o bună zi de aceste vremuri bune. Acum ne așteptăm la orice. Ca să fie foarte clar, vremurile bune nu vor fi, vremurile bune vor deveni cel mai mare banc. Țineți minte ce vă spun acum. Peste 3 ani de zile, sau peste 4, cel mai mare banc, cea mai mare batjocură a moldovenilor vor fi vremuri bune. Este probabil cea mai mare scuipată în sufletul moldovenilor. Atâta entuziasm, atâta dorință de a scăpa de Dodon Plahotniuc, de a recupera banii furați, de a-i băga la pușcărie și într-un final, de fapt am înlocuit un hârb pe oală spartă. Am înlocuit, de fapt, reprezentanții a două clanuri. Ceea ce s-a întâmplat astăzi nu este un act de justiție, este un act de batjocură. Justiția ar fi să anuleze legea care pune miliardul furat pe spatele nostru. Noi, apropo, în continuare, prin taxe și impozite, plătim și recuperăm miliardul furat. Justiție și dreptate ar fi să-l vedem pe Dodon la pușcărie, să vedem vreo 10 dosare penale lui Plahotniuc și toate conturile blocate, să-l vedem pe Filat din nou la pușcărie și cu toate averile confiscate, pentru că locuiește în case de lux. Justiție și dreptate ar fi să vedem cum Agenția Națională de Integritate vine și o întreabă pe Angela Gonța de unde are această casă luxoasă lângă Valea Morilor, pe strada Dâmbului 20, pe care a obținut-o în urma căsătoriei și relației cu Filat, iar Filat, bineînțeles, din bani munciți, din salariu, dar pe cum, strâns de la lună la lună, ca pică cu capicuță grămăjoară. În loc de chestiuni concrete, palpabile, noi vedem un fel de circ. L-o prins pe Vasilică, cu o fofârlică, cu o furnică, cu un leu, cu un ou furat, cu niște fleacuri. Fraților, asta e justiție, ori asta e bătaie de joc? Și toate lucrurile astea vin puse foarte bine cap la cap. Numai Vasile a început să spună despre el, despre ei, că nu fac treabă, că totul se scumpește, că au bătut palma cu hoții, că în loc de reforme ei bat pasul pe loc, hop, și apare investigații la TV8 despre dânsul, repejor criticat, repejor murdărit, exact ca și în varianta noastră. Pe noi ne-au legat cu Plahotniu, cu Dodon, cu Platon, cu cine vreți voi. Și eu v-am demonstrat prin clipuri video că ei mint. Ei se bat cap în cap, ei spun una și primul spun alta. Au spus că suntem al lui Plahotniuc, după care al lui Platon. Băi, Plahotniuc și Platon sunt dușmani, băi. Plahotniuc l-a pus la pușcărie pe Platon. Tâmpiților, voi nici măcar nu, cu logica nu prieteniți. Nu există logic când e vorba de propagandă. Nu este ieșire, da? Ok. Băi, ei n-au nicio logică, absolut. Pe dânsii nu interesează. Ei au comandă clară, pentru că procuratura nu poate pur și simplu brusc să vină și te rețină. Trebuie pregătită opinia publică, nu trebuie să fie șocant. S-a mai practicat așa ceva. Vă amintiți în timpul lui Plahotniuc? Mai întâi la Publica Prime, Canal 2 și Canal 3, se arătau reportaje cât e de rău X, Y sau Z, după care noi vedeam cum vine busul magic, microbuzul magic, sur, cu 3 litri CNA, și erau reținuți. Exact aceeași tehnică, exact aceeași tactică se aplică și acum.
mai întâi se pregătește opinia publică cu reportaje video, cu așa zise investigații, cu informații scurse de la SIS și de la CNA și de la procuratură, pentru că domnul procuror Morar are grijă de doamna Rață. Eu vă îndemn, dragi prieteni, să priviți primele 5 minute, nu mai mult, de interviu când a fost invitat Morar la Rață în platou. Și vă amintesc câteva secvențe. Rață îl întreabă pe Morar: domnule Morar, v-ați întâlnit vreodată cu Plahotniuc? Da, m-am întâlnit. Și știți ce îl întreabă Rață? Dar ce căuta Plahotniuc la întâlnirii cu dumneavoastră? A, nu ce căuta Morar la Plahotniuc. El, ca procuror al Republicii Moldova, se ducea să se întâlnească cu un interlop, cu un om care n-avea nicio funcție în stat. El ea întreabă invers, ca să-l scoată de culpă, ca să-l curețe pe Morar de imagine, întreba ce căuta Plahotniuc la întâlnirii cu el. După care întreabă: domnule Morar, dar de ce ați devenit incomod guvernării? De ce v-au scos din funcție? Da, foarte comod de guvernării, incomod. Mai întâi l-au votat tot parlamentul lui Plahotniuc și l-au pus în funcție, după care l-au scos ca să-l curățe. De-amu, când simțeau că se apropie finalul, ca să-l mai poată păstra în sistem, ca să mai poată păstra o imagine bună, au făcut așa o pseudocist, că l-au scos din funcție ca să nu-l murdărească. Și Rață avea scopul clar să-i spele imaginea. Priviți emisiunea din nou, în care a fost invitat Morar la Mariana Rață. Întrebări de lins în fund, întrebări de lustruit imaginea, întrebări de curățat. Întrebări ca moldovenii să creadă că, iată, Morar e un procuror bravo și bun și ne ajută și face și drege și bagă hoții la dubă. Nu, fraților! Ei își scurg informații unii altora ca să ne mintă, ca să ne prostească din nou. Vasile, dacă cumva ai să reușești să vezi acest clip video în următoarele 72 de ore, eu tare, nu că mă tem, dar tare mă gândesc că această epopee se va prelungi, că ori să te mai rețină încă pentru 72 de ore și încă pentru 72 de ore. Dar este o soluție. Dacă noi vom pune suficientă presiune și vom face suficientă gălăgie, așa cum știm noi să facem, să vorbim și să spunem adevărul, atunci s-ar putea să-ți dea liber mai devreme. Și atunci vei putea vorbi și tu și să ne spui deja, eu cred că, dezlegat de tot. Dacă până acum te mai abțineai, știi cum, nu vroiai să critici, să murdărești, că, de, scopurile au fost bune, promisiunile au fost bune, au promis marea și sarea, au promis că vor pune hoții la pușcărie, dar într-un final ne-au trădat. Și poate nu era cazul ca noi să le aruncăm toată cenușa în cap deodată. Le-am mai dat și noi o leacă de răgaz, am încercat să fim și noi mai buni la inimă, să fim mai înțelegători, dar se pare că degeaba. Se pare că am avut din start noi dreptate. Cei ce ne-am temut, aceiași s-au întâmplat. Fii tare și fii sigur că moldovenii nu toți pun botul la aceste minciuni și propagandă. Fii sigur că foarte multă lume înțelege foarte clar ce aici se întâmplă. Iată, Ioan Sârbu scrie: Vlad, ai grijă să nu fii următorul. Păi, n-am nicio grijă. Sunt curat în fața lui Dumnezeu, nu am nicio frică, nu am pentru ce să stau la pușcărie. Dacă vor să-mi deseneze, vreun dosar, n-au decât. Dar nu am absolut nicio frică, nu voi pleca nicăieri, nu voi fugi nicăieri. Dacă vremurile bune pentru moldoveni înseamnă să arestăm toți liderii de partid, dacă vremuri bune pentru moldoveni înseamnă Plahotniuc în libertate, Platon în libertate, Șor în libertate, Filat în libertate, dar Costiuc și Bilețchi arestați, poftim, arestați-ne, dacă de la asta o să trăiți mai bine, dacă de la asta o să vă scadă facturile la gaz și la lumină, dacă de la asta o să dispară contractul cu Gazpromul, cu rușii, care ne-au pus în brânci și ne-au violat pentru următorii 5 ani de zile. Dacă asta înseamnă vremuri bune pentru Maia Sandu, pe care noi toți am susținut-o, toată Republica Moldova am susținut-o în lupta ei cu Dodon și cu Plahotniuc, pentru că într-un final să vedem că de fapt totul a fost o farsă, totul a fost o minciună, totul a fost decât o schimbare a oamenilor din funcții. Trebuiau să fie scoși cei lui Plahotniuc și Dodon ca să-și pună în funcții oamenilor, iar schemele să continue. Eu vă salut, dragi prieteni, nu vreau să vă rețin prea mult. Vă rog foarte mult să dați o distribuire la acest clip video pentru ca el să ajungă cât mai departe. Prieteni din diaspora, salutări!